Mini-vacanța aglomera stațiunile și traseele de pe munte. Grupuri mari de turiști pornesc pe poteci, dar mulți dintre ei nu sunt echipați pentru ascensiune sau chiar nu știu unde vor să ajungă. Astăzi dorim să vizităm vârful Toca. Ați mai fost pe Ceahlău? Nu, prima dată. Acum să vedem dificultatea drumului, acum cu Domnul ne ajută. V-ați îmbrăcat într-un fel special pentru munte? Să spunem, da. Am luat și probă. În funcție de vreme ne-am îmbrăcat. Bine. Momentan e cald, ne-am îmbrăcat scurt. E ca la mare, ne venim de la mare acum. Este greșit, spun salvamontiștii. La munte trebuie să ai echipament special, nu încălțămintea și îmbrăcămintea de la mare sau de la oraș. Doar pe masivul Ceahlău, în perioada verii, vin peste 100.000 de turiști. Zilnic, 2 oameni se accidentează în medie, spun salvamontiștii. Numai ieri au avut 8 intervenții pentru recuperarea unor turiști care suferiseră accidentări pe traseele din Ceahlău. Principala cauză ar fi, știu eu, lipsa culturii montane și a echipamentului. Oamenii nu și aleg traseul în funcție de capacitățile fizice. Ce trebuie să ai, așa, un minim ca să poți urca pe Ceahlău? Neapărat bocanci și echipament, pantaloni, îmbrăcăminte destul de groasă. Salvamontiștii din Poiana Brașov au avut ieri cea mai aglomerată zi din istoria serviciului în perioada estivală. Au intervenit să-i recupereze pe 8 turiști accidentați. Alți 4 s-au aventurat în munții Făgăraș, pe creasta Arpășel. Un traseu de alpinism extrem de accidentat și-au rămas blocați. Au sunat după ajutor, iar salvamontiștii din Argeș și Sibiu au plecat în căutarea lor. După 5 ore i-au găsit și au dus în siguranță la baza muntelui. Este îngrijorător pentru noi. Au fost peste 50 de intervenții la nivel național. Până la această oră avem peste 25 de intervenții, dar noi sperăm ca totuși acest semnal de alarmă pe care îl tragem să ajungă la turiști aceștia să dea dovadă de prudență și responsabilitate în acțiunile pe care le desfășoară pe munte. Muntele e o zonă de risc, oricine care merge pe munte se supune acestor riscuri. Turiștii sunt de asemenea sfătuiți să se informeze înainte despre starea vremii ca să nu fie surprinși de furtuni care i-ar pune în pericol.